Spectacol impresionant de balet și dans pe scena Ateneului Național din Iași, acolo unde au urcat elevii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă. Emoționant! Acest spectacol este în pregătire pentru Olimpiada de la Constanța și am puține emoții. Ce te-a făcut să te apuci de balet? Am vrut să dau la liceul de arte ca să mă ajute pentru gimnastică și dans sportiv și m-am îndrăgostit de balet. Mie îmi place să dansez și îmi place să apar în public pentru că eu fac și cor și am făcut înainte și câțiva ani de muzică. Este greu pentru tine să practici baletul? Puțin, deoarece unele mișcări sunt cam grele. Baletul este viața mea și chiar dacă nu contează de la ce vârstă să-l fac. Fără el n-aș putea trăi. Nu pot să imaginez viața fără balet, fără pașii de balet, fără scena, fără public, fără sala de balet, fără colegi. Participi și la spectacole de la operă? Da. Prima mea apariție la operă a fost în Zâna Păpușilor, rolul Toboșarei. Îndrumați de către profesori, elevii au realizat mai multe momente, nu doar de balet. Momente de dans clasic, de dans contemporan, evoluează copiii de gimnaziu pe care dorim să îi încurajăm, să-i promovăm și clasele de liceu. Ne-am dorit să le oferim copiilor bucuria de a dansa și de a fi pe scenă. Acest eveniment are o dublă semnificație. Pe de o parte, el marchează Ziua Mondială a Dansului, care se celebrează pe data de 29 aprilie. Pe de altă parte, acest eveniment este o formă de recunoaștere a efortului îndelungat, devotamentului și renunțărilor, poate, ale elevilor noștri. Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără primăria municipiului Iași, căreia îi mulțumim și în special domnului primar Mihai Chirica, Ateneului Național Iași. 10 de elevi dintre cei care au urcat pe scenă se pregătesc pentru Olimpiada Națională de Coreografie, care anul acesta se va desfășura la Constanța.